Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Suntem la episodul 4 și ultimul pe tema asta cu materiale pentru liceul din Ploiești. O să vedem ce ne-au trimis doi abonați la care nu le-am cerut voie să dacă pot să le dau numele, dar oricum le mulțumesc. O să-și regăsească ce au trimis în filmuleț. Și mai avem câteva cutiuțe interesante. Aici se încheie campania. O să vă las în descriere filmulețul 1, 2 și 3. Și o să vedeți acolo adunate toate materialele, plus cele din filmulețul ăsta, vor pleca, presupun, săptămâna viitoare la liceul din Ploiești, la laboratorul de electrică. Și hai să vedem ce avem prin cutiuțe. În primul rând facem o pauză publicitară pentru că avem de făcut un pic de reclamă la o fabrică de pantofi. Da? Glumesc. Asta e primul colet de la un abonat. Un tablou Schneider. Nu știu cât de bine vedeți acolo. Un tablou Schneider cu diferențial, este rolul produselor, este pentru a învăța, pentru a te obișnui cu ele. Ideea e să nu vă obișnuiți cu curbă C și cu tip AC, dar pentru școală merge. Mulțumim mult pentru ajutor. Următorul colețel. Am pus aici o cutie goală, ca să încercăm să mutăm ce avem din colețelul ăsta, trimis tot așa de un abonat, îi mulțumim din suflet, cu destinația școală liceu Ploiești. Așa, că nu avem loc aici și nu se vede bine. Și așa că o să le trec eu pe fiecare prin fața camerei. Aici avem niște conductori de 4, foarte bune pentru experimente. Una bucată sertizor RJ45. Încă unul. Foarte bune pentru școală. Aici avem un conductor de 1,5 negru, încă tot 1,5 albastru. Avem niște doze. Dacă mai avem o bucată de conductor aici. Dozuțe, astea sunt Legrand, astea nu știu de unde sunt. Toate dozele la o parte. Oricum, cred că avem aproape un palet și cu ce a trimis Eti, Noarc și ce a mai trimis și restul. O bară de nul de protecție și de lucru. De asta cu protecție la atingere directă, care îmi place mie. Avem o cutie aici cu diverse, de la presetupe, clemeșir, doză IP65. Interesantă jucăria asta. Nu știu cât ține la soare. Doamna Hepol. Un capac de doză Gevis. Mai avem o cutiuță aici. Tot așa. O bară de la Gevis, un capac. O, avem și un wire nuts American style. Clemeșir, clemuțe de la Obo, mai multe jucării foarte bune pentru elevi. Ia că nu mai vrea să ies. Un tablou mic.
clasic românesc. Macro ne-a părăsit. Sau cel puțin așa cred el. Așa. C20, C25, C25, bună treabă. Ne repet pentru experimente. Nu faceți asta acasă, știi cum e. Aici sunt macro, hello. Așa. Mai avem o cutiuță aici. Iar o bucată de conductor. Un etimat B13. Încă un B13. Un C16 aici. Merlin Gerin Schneider. Un contactor. Hai că deja am făcut 6 minute. Poho. Și mai e mult până departe. Asta nu mă întrebați de la ce e. Asta e TNG. Un întrerupător. Și aici avem mai multe tablouri foarte bune de experimentat și de făcut mâna, e cel mai important. Comtecus. Următorul. Tot Comtec. Hai să vedem de ce a la foc pe partea de alimentare, presupun. C16 de la Schneider. De astea n-am auzit până acum. Un Hager, amestecătură clasică românească. Asta este un Elbi. Sentai, Geyer, deci nu mai firme de marca aici, Hager, ABB, Legrand. Tablou cocktail, Molotov probabil. Un alt cocktail. C20. C20, C25. Deci e clasic. Mi-e și frică să le trimit la copii astea. Să nu înțeleagă copiii, băgați la cap. Circuitele se calibrează. Siguranțele trebuie calibrate în funcție de conductor. Cheuma, cheur. Chescă-se asta. Timer. Really? Cine are răbdare cu ea în laborator? Și aici mai avem niște doze foarte bune pentru făcut legături. O doză pentru gips carton. Ba, nu e pentru gips carton, e pentru tencuială. Mă scuzați. Doze, dozuțe. Nu le mai scop toate, că știți cum arată o doză. Și sunt ceva la număr, vreo 12, cred. Mai avem încă un tabloaj mic. Da, fac un pic de ordine, Doamne, 9 minute. Fac un pic de ordine aici pe masă și revenim cu următorul colet. Următorul colet este din ce am mai găsit eu prin atelier, din lucruri vechi, dar cu care se poate experimenta. Asta e o lampă neon, warm white, de la Philips. Se pot face diverse montaje, chestii
și îl folosești ca lampă, dacă vrei să faci un circuit de iluminat. Aici avem niște surse pentru becuri halogen, care nu mai se folosesc de mult, dar nu trebuie să uităm ce s-a folosit. Și în unele locuri chiar ca electrician trebuie să știi ce să pui, să schimbi. Așa. Aici la fel, tot niște surse de 60 de W. Scrie pe el electronic transformer for halogen lamp. Eventual de astea sunt noi nouțe, dar nu le-am folosit de mult. Și nici nu cred că o să le mai folosim, dar trebuie să știm ce și cum funcționează. A funcționat. Ia să vedem. Aici nu avem prima parte. Este un diferențial tip AC de la Merlin Gerin, de când era bunica fată mare, cu 0,03 amperi. Trebuie și partea din față MCB-ul, deși putea fi făcută direct în 4 module, da? Nu comentăm aspectul. Același lucru, aceleași surse de 105 W pentru halogen. Se pot face ca, să zicem așa, surse de laborator. Aceeași chestie, da, de la Schneider VG, 30 de miliamperi, tip AC. Oricum, presupun că profesorii o să-i învețe că nu se pune C25 pe 2,5 și trebuie să înveți calibrarea unui circuit și a unui, și a unei protecții. Astea toate sunt la fel și avem aici tot așa niște surse. Deci să pot, să poate face treabă cu ceva cât de cât ok, să pot folosi la multe experimente. Îl dăm pe ăsta la o parte și luăm pe următorul. Care e mai mare. Bine. Hai să vedem ce avem și aici. Avem două pungi de presetupe de la Legrand PG29, care vin fără, cum îi spune, fără șaiba de prindere, dar vin separat. N-am înțeles niciodată de ce Legrand le vinde separat, dar mai trebuie să existe și mister. Nu? Aici, la fel. De la Legrand, cât ești tu, PG16. Întrerupătoare, astea sunt niloie, nu? Da, niloie, de la Electric Team. Să vedem. Ce mai avem pe aici? Vai, cutia mea preferată. Cu 14 minute. Monopolare C25, 10 bucate. Cu 10 bucățele. A
Aici avem întrerupătoare. Nu. Asta e pentru jaluzele, cred. Ventilator. Variatoare, chestii prostii. Văd că avem un plus minus, deci un întrerupător normal și un variator. Aici ce avem? Un tetrapolar C16. Încă un tetrapolar C20 la 6000, ruperea. Întrerupător dublu. Întrerupător, priză pentru TV. Un întrerupător cu LED. Biticino, astea sunt two-pole switch sau întrerupătoare bipolare. Deci modulare, nu le mai desfacă băcare asta aici, o să le împrăștim, mai ales modularele astea, că trebuie să le ambalez pe toate pe un palet. Iar priză TV. Aici iar avem un MCB tripolar C6. O grămadă de prize, întrerupătoare duble. Am trecut deja la 3 faze. Alte întrerupătoare. Uite, mai găsit un C6 pe aici rătăcit fără cutiuță. Un tetrapolar C20 la 400. Tot astea sunt mai multe pe aici. Ia să vedem ce avem aici. Prize de TV. Îmi plac foarte mult chestiile astea de la Legrand. Le-ai montat și poate să vină zugravul cu încredere. Îi pui capacul și ia bobite de cu lavabilă. Ca să ne mai facă întrerupătoarele pline de, dar nu la toate găsești. Priză dublă. Ce avem noi aici? Întrerupător cap-scară. Ivoar. Ia mulți bobiță să vedem ce întrerupător cap-scară. Poate să fie ce nu e în cutie. Legrand Miloie, uite, cap scar. Altă cutie. Altă întrerupător simplu 10 amperi. Vă fie plină cutia asta de ele. Deci nu mai am loc unde să le pun. O să o iau de aici. Iau de aici, el de aici. Și mai avem întrerupătoare prize de la Legrand o grămadă. Mai avem o cutie aici cu RG45. Deci asta trebuie să fie priză, să și vede clar că e priză RG45 UTP. Și ce avem aici? Asta am mai folosit toată, dar nu mai știu exact pe unde. Cred că o să fac și un filmez, că mai am un sistem de ăsta complet. Ăsta teoretic trebuie să aibă baterie în el, din câte țin eu minte. Ha? Sau am luat o raznă. Nu e modelul care trebuie. Modular de la Legrand. Oricum, de experimentat, foarte bună. 19 minute. Cam asta la colețelul ăsta. Îi dau pauză, le strâng pe astea după masă și revenim. Se pare că depășim 20 de minute. Da, și mai avem un
colețel sosit din Germania, de la colegul Lucian. Îi mulțumim pe această cale. Lucian, zis și Milka, și mai important, zis și Electric Life. Cei care nu îl știți, vă las linkul canalului. O să-l las și la sfârșitul filmulețului și o să-l pun și la descriere. Hai să vedem ce ne-a trimis Lucian. Electric Life, câteva revistuțe să ne documentăm, nu cu gagicuțe. Aici avem încălzitoare de apă, calorifere, Hager. Hai să vedem și noi cum trebuie să arate un tablou. Uite, aici ai toată distribuția, monitorizare, măsurare, bla bla bla, partea de forță și curent slabi în același tablou. Avem un ABB. Nu stăm să detaliem, că deja suntem la minutul 21. Dar au ce învăța copila și după astea. Aici avem un senzor de mișcare. De mișcare ești sau ești de mișcare și crepuscular? Motion Detection Build-up. Un aparat de măsură de la Parkside. Un fel de duspol. Avem un Siemens B16. E ăsta care doar îl trage așa și se desface după șină. Așa se pricepă ăștia de la Siemens. Avem diferențiale RCCB aici, RCBO aici, de la ABB. Și astea cu RFID. Mulțumim mult, Lucică. Avem un diferențial tip A, dar mai vechi. Un B10 de la ABB. Astea o să le scot pe toate. B10, B16, încă un diferențial. ABB, K16. Bun. Bună curbă. Hai să le scoatem repede. Sunt monopolare B10 și B16. Din ce am observat, văd că aici avem un descărcător care e și sigilat, ca să nu-l dăm afară, dar cred că putem să-l dăm pe ăstălalt afară fără să-i rupem sigiliu. Azi se poate? Se poate. Busbar ABB. Busbar, de-astea n-am mai văzut. Nu știu ce firmă sunt. Un busbar trifazat, mai mare, mai mărișor, de 12. Tot așa un ABB. O doză pentru legat de la Bachmann. Pentru prins cuptor plită sau priză rapidă, cum vreți să-i spuneți. Iar niște revistuțe. Hansel. Bun, bun, bun Hansel. Și un catalog de la Beining. Uite, are și datele. Cine vrea să cumpere? Volker Schlegen. Meine liebe Kaschka. O dozuță cu capac. Una bucată cuplă. Care este de la... de la Maden Osteraj. PC la fel. Avem amândouă aici. O doză de la Kaiser, bineînțeles, pentru rigips. Ce avem aici?
releu de timp pentru luminițe. Aici astea care îmi plac mie cel mai mult, de la Polman, bară de P pentru șină de inel 35. Astea trebuie să ai 10 în cutie, te salvează de la multe chestii și a se observa importatorii chestii, trestii, așa trebuie aduse, cu protecție la atingere directă. La fel și pănul, și astea am și eu câteva în cutie, am și de la Eti și de la Polman. Aici iar un senzor, câteva cleme, astea sunt pe 1, de la 1 până la ori 2 jumate, 25 de bucăți. O jucărie de la Kaiser, dacă mă bate și nu știu ce e. Vaundas sau doze. 60-32 pe 30. Deci, care știți, lăsați la comentarii. Nu știu ce e asta. Lucică, ce face asta? Și avem și două. Așa, un multimetru digital de la Parkside. Astea cele mai importante, sculele, iar două reviste, elector, descărcăreți, SPD-uri de la Hager. Aici ce avem, Bosch Fine Eibenstock, unde am mai auzit de firma asta? Makita Alpen. Așa. O altă cuplă de 16 A. Avem de la OBO Betterman. Trebuie să fie o bară de echipotențializare. Și chiar este. Hai, bobiță, că ne ții din treabă. Wow, 27 de minute. Dar nu-mi place că nu avem dublu prindere. Ce se întâmplă? Trec cu două șuruburi. Nu bun. Nu bun, o bă, Betterman. Da, chiar nu las acum lucică comentarii să vezi. Înjurături. Avem un set de la Vite. Șurubelniță, șurubelniță. Un PH2 cu șurubelniță normală. Un patent și o lampă de control. Bis. Avem de două ori. Și și cu suportul pentru curea, cu gentuț. Foarte interesant. Aici mai avem două monopolare, curbă B. Aici o cutiuță plină cu diverse jucării. Clemuțe pentru lămpi. Uite, altă firmă, că cea lumea, că faci reclamă la Vago, altă firmă, Vârf, Vârt, cum se numește, da? Foarte bune. Și astea și Obo sunt ok. Eu n-am spus, uite, astea la fel, de la Vârt și Vid sunt ok. N-am zis Vago, dar a rămas Vago ca Xerox-ul. Deci primul lucru care îți vine în cap e clemă Vago. Deci n-ai cum să o dai și cum să o întorci. Asta era ideea. Și aici avem o pungă de la Edeka. Care n-are nicio legătură, era pe fundul cutiei. Da, hai că ne-am lungit prea mult. Pe săptămâna viitoare o să plece, mai se aproape un palet plin. Ne vedem la filmulețul următor. Lăsați jos la comentarii ce aveți pe suflet. V-am pupat, ne vedem la filmulețul următor.